În urma acestei campanii de promovare a spitalului, conducerea speră să atragă pacienți și din alte județe și să poată fi modificată astfel categoria. În momentul de față avem un procent de 5,3% pacienți din afara județului. Intenționăm, dacă vom putea, dar noi vom încerca acest lucru, să ajungem la procentul de 20% solicitat pentru încadrarea în categoria 2M. Pentru a atrage pacienții din alte județe, directorul Tiberiu Tătaru intenționează să inițieze mai multe activități de promovare, atât prin simpozioane desfășurate în Gorj, cât și prin participare la simpozioane în alte județe. Medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie își vor desfășura activitatea ca și până acum, activitate medicală de un real profesionalism dovedit în simpozioanele organizate chiar de spitalul nostru și experiența dumnealor este împărtășită de ceilalți medici. Noi intenționăm doar să ne facem cunoscut spitalul și în afara limitelor granițelor județului. Spitalul de pneumoftiziologie de la Dobrița se regăsește în cea mai slabă categorie a spitalelor, categoria A5. Odată cu această clasificare, unitatea spitalicească va primi banii mult mai puțini, fondurile fiind acordate în funcție de clasificarea făcută.